Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a avut în aceste zile mai multe întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale și județene. Joi, Răzvan Burleanu s-a întâlnit cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, fiind cunoscător al fenomenului, acesta fiind, într-un trecut nu foarte îndepărtat, un apreciat ziarist sportiv. În primul rând ne-am dorit foarte mult să ne întâlnim și să ne cunoaștem cu domnul primar. Pe reprezentanții clubului îi cunoaștem foarte bine de acum, astfel încât să putem să împărtășim viziunea strategică a Federației Române de Fotbal, să vedem cum putem să aliniem clubul la toate aceste dezvoltări, fie dacă ne referim la zona de competiții, de scouting sau zona de educație, care e o componentă nouă la nivelul Federației Române de Fotbal, dar totodată și să putem să vedem care este viziunea de dezvoltare a fotbalului la Hunedoara, astfel încât să putem să identificăm cele mai bune oportunități de sprijinire a acestora, ca și noi, ca și federație. Întâlnirea dintre cei doi a fost una constructivă, fiind axată în principal pe problematica de la copii și juniori. A durat o oră și a fost stabilită la cererea celor din federație. Vreau să le mulțumesc pentru că au dorit să viziteze municipiul Hunedoara și să discute cu mine în ceea ce privește centrul de copii și juniori, cât și clubul în principiu. Am fost sunat de secretarul general al Federației Române de Fotbal, care a stabilit această întâlnire la Hunedoara. Sunt încântat că ceea ce gândesc dânsii în frunte cu președintele Federației Române de Fotbal poate fi impus în practică la Hunedoara. Dacă ceea ce ar fi gândit nu s-ar fi mulat pe ceea ce gândim și noi, nu vedeam rostul de a ne implica atât de mult în fotbal. Până la urmă, abordarea aceasta cu centre de copii și juniori este abordarea corectă și cum federația are o astfel de abordare pe care o avem și noi, ne-am înțeles de minune, de aceea am și stat de povești aproape oră. În cursul discuțiilor, președintele FRF a apreciat parcursul Corvinului în tentativa de promovare în eșalonul secund și crede că revenirea în prim plan a echipelor de tradiție va impulsiona generațiile tinere de fotbaliști, lucru ce va duce ulterior și la obținerea de rezultate. Echipele de tradiție propun un angajament ferm în relația cu suporterii, iar atunci când aceste echipe de tradiție au și capacitatea de a aduna zeci, sute de copii care să joace fotbal în localitățile respective, acest lucru nu poate decât să ajute la dezvoltarea fotbalului. De fapt, aceasta este și viziunea pe care o avem ca și federație, pentru a putea să continuăm să dezvoltăm fotbalul ca și un fenomen social. De aceea ne-am bucurat foarte mult astăzi în această întâlnire la Primăria Hunedoara să vedem o viziune identică cu a noastră Federație Română de Fotbal când vine vorba de copii și juniori. Și am rămas foarte surprins să văd această abordare și un număr foarte mare de copii care astăzi au posibilitatea să joace din nou fotbal la Hunedoara. Fică gândiți-vă că fotbalul e într-adevăr un fenomen social. Iar dacă îl înțelegem ca și un fenomen social cu toate valorile sale sociale și comunitare, acest lucru solicită un sprijin atât din partea statului cât și a mediului privat, mai ales în zona aceasta de copii și juniori, iar construind pe această fundație, să putem să influențăm după aceea și performanța la nivel de seniori. O parte importantă a discuțiilor a fost legată și de bazele de pregătire pentru copii și juniori, la Hunedoara fiind în construcție una nouă la fostul teren de zgură, investiția pornind de la inițiativa președintelui Federației. O promis sprijin pentru acel proiect privind terenul de antrenament pentru copii și juniori. Este un proiect care a pornit de la inițiativa președintelui Burleanu. Noi deja am depus documentația la Compania Națională de Investiții și urmează să analizeze toate documentele și să înceapă construcția pe fostul teren de zgură, pentru hunedoreni spun acest lucru. La rândul său, Răzvan Burleanu a apreciat implicarea municipalității din Hunedoara în realizarea acestui proiect.
Cu siguranță, ceea ce ne dorim chiar în anul acesta este ca Compania Națională de Investiții, care e un partener al nostru în acest proiect investițional de aproximativ 150 de baze sportive la nivel național, este ca Hunedoara să beneficieze de o asemenea investiție. E o investiție extrem de importantă, mai ales la nivel de copii și juniori, dar și în sezonul rece, fiindcă este o investiție de aproximativ 1,5 milioane de euro plus TVA, care înseamnă un teren cu gazon artificial, instalație nocturnă, tribună de 500 de locuri, vestiare, spații de parcare și inclusiv un teren de mini fotbal. Totodată, conducerea FRF a dat asigurări administrației din Hunedoara că va sprijini construirea noului stadion din Urbea de pe malurile Cernei, considerând și că echipa Corvinul este pe un drum bun. De asemenea, au promis sprijin pentru noul stadion de la Hunedoara, le-am prezentat și lor planșele, tot ce avem noi făcut de către proiectant până la această oră. Și evident ne-au încurajat că într-adevăr mergem pe drumul cel bun în ceea ce privește constituirea Academiei Corvinul pentru copii și juniori. Ascultam modul în care este condusă, cum se face selecție, ce înseamnă pe termen lung abordarea aceasta a centrelor de copii și juniori. Sunt foarte încântat de vizita făcută și faptul că atragem atenția prin echipa de fotbal asupra orașului, niște oameni care sunt foarte importanți în momentul de față, mă refer la Federația Română de Fotbal, doresc să vină, să vadă ceea ce facem la Hunedoara, înseamnă mult pentru acest proiect și înseamnă că am gândit bine împreună cu Consiliul Local acest proiect. La finalul discuțiilor, Răzvan Burleanu și-a reiterat sprijinul pentru construirea noului stadion, considerându-l nu doar o necesitate, ci și ca pe o nouă variantă de dezvoltare a Hunedoarei. Un stadion reprezintă un element de modernitate, iar așa cum ați reușit să dezvoltați orașul prin prisma numărului uriaș de turiști pe care îl aduceți astăzi, e bine, această dezvoltare urbană, din punctul nostru de vedere, are nevoie de o investiție și într-un stadion. Și așa cum spuneam, un stadion reprezintă un element de modernitate, iar fotbalul astăzi nu se mai poate dezvolta pe infrastructura din anii 70-80. Iar investițiile în stadioane, cu siguranță, nu se pot face decât din fonduri publice, fonduri guvernamentale. De aceea, în urma discuției de astăzi cu domnul primar, ne-am luat deja acest angajament de a susține prin resursele și posibilitățile noastre ca și federație acest proiect în relație cu Guvernul României. În timpul vizitei sale în județ, Răzvan Burleanu a participat și la prezentarea strategiei de dezvoltare a fotbalului hunedorian din următorii ani, făcută în fața reprezentanților administrațiilor publice locale, aceștia fiind invitați să se implice mai mult în fenomen.